Dragii mei, dragele mele, chiar dacă nu vă vine să credeți, vă uitați un pic la soare și vedeți că este destul de întunecat, eclipsa deja cred că a început, zic eu, din câte se poate vedea. Se spune că cei de la NASA, la ora 5, ora României, ora 6, ora Italiei, deja este destul de târziu, soarele este destul de puternic, dacă puteți să vedeți, este și o umbră deasupra soarelui, cum se poate vedea, da? O să țin telefonul așa și sper din suflet că această minunată eclipsă de lună să aducă pentru voi toți cei care ați făcut acest ritual și îl faceți dezlegările cuvenite de farmece, de blesteme, de ghinioane, de nenorocii, de tot ce este căzut asupra voastră, rău și asupra familiilor voastre, fie că această minunată lună cu energia ei supremă să aducă pentru voi toți îndeplinirea tuturor dorințelor care voi le aveți, în sufletul vostru, să îndepărteze din calea voastră tot ce este rău, negativ, ghinioane, farmece, blesteme și toate lucrurile rele care sunt căzute asupra voastră, asupra familiilor voastre, să se îndepărteze și minunata lună cu energia ei supremă să vă aducă îndeplinirea tuturor dorințelor care voi le aveți în inima voastră, să vă dezlegați de cununii, de argintul viu, de farmece, de blesteme, de tot ce este rău căzut asupra voastră, să aveți parte de dezlegări cu puterea Universului, a creației, a îngerilor noștri supreme, ai luminii, cu puterea Sfintei Cruci, a Domnului nostru Iisus Hristos, tot ce este căzut rău asupra voastră să se ducă, să se spargă, să se rupă, să plece în univers. Creatorul divin și îngerii voștri păzitori și lumina divină a universului să vă protejeze de rău, să vă aducă tot ce vă doriți voi bun în această lume. Și fie ca dușmanii știuți, neștiuți, vii sau morți, să plece din viața voastră, să vă dezlegați, să aveți leac, să aveți dezlegare. Eu am aprins și lumânările cuvenite pentru această minunată eclipsă, fie ca Dumnezeu suprem și Divinitatea Supremă să fie cu voi toți, să vă îndeplinească toate dorințele care voi le aveți și în sufletul vostru, în inima voastră, tot ce este bun lezat pe fața pământului să vă împresoare, norocul, fericirea, prosperitatea, sănătatea și toate lucrurile bune să vină acum aici, în momentul ăsta, să intre în casele voastre, în locașul vostru, în viețile voastre, în sufletele voastre, toate durerile voastre sufletești să plece, să vă eliberați, să vă spălați, să vă purificați de tot ce este rău, să rămâneți curați ca acest soare minunat și luminos, ca această lună măreață, tot ce este rău căzut asupra voastră, asupra vieților voastre, că este argintul viu, că sunt farmece făcute, depinde de cum sunt făcute, să plece, să se purifice această minunată eclipsă, să aducă în calea voastră fericirea, liniștea, sănătatea, pacea, îndeplinirea tuturor dorințelor voastre arzătoare care voi le aveți, dragii mei, dragile mele. Vă pup și vă îmbrățișez, eu îmi continui rugăciunile pentru voi toți, vă voi scrie pe listă, chiar dacă voi în continuare răsați mesaje, eu le scriu și voi face această rugăciune până la 2-3 dimineața, dragii mei, pentru voi toți cei care sunteți în contact cu mine și pe canalul meu. Nu uitați că eu vă doresc tot binele din lume, mă rog Universului pentru voi toți ca să aveți îndeplinire la toate dorințele voastre, fie ca Creatorul Divin Suprem al Universului, Dumnezeu însuși, Inteligența Supremă, să fie cu voi, să vă îndeplinească toate dorințele și toate vrăjitoare și descântătoare care au lucrat, care lucrează pentru voi cu farmece și blesteme, cum este mortul mort în mormânt, așa să le moară lor toate farmecele și blestemele, cum neamurile plânge după mort, așa să plângă ele în pumn pentru tot ce v-a făcut, toți cei care aveți farmece, blesteme și cununii legate și aveți legături făcute de femei rele care au lucrat prin morminte sau pe unde au lucrat, așa cum mortul este singur, așa să rămână ele singure, să nu aibă pace și liniște până nu vă veți dezlega și să se întoarcă totul împotriva lor în zeci la toate persoanele care vă lucra și vă lucrează cu energii negative. Așa cum se separă ziua de noapte, așa să se despartă farmecele de voi. Așa cum se separă
uleiul de apă, tot așa să se dezlege, farmecele, argintul viu, lucrurile necurate care sunt făcute asupra voastră, da? Așa cum laptele, dacă pui în lapte acru, de exemplu, dacă pui lămâie, tot așa să li se acrească lucrările lor și să nu aibă parte de liniște, de fericire, de pace și să se întoarcă totul cu puterea Universului împotriva tuturor celor care lucrează cu energii negative asupra voastră și lucrează cu lucruri necurate. Așa cum se separă ziua de noapte, tot așa să se dezlege farmecele de voi, așa cum mortul moare, așa să moară farmecele, blestemele și tot ce aveți voi făcut asupra voastră din partea persoanelor care v-au lucrat sau care vă lucrează. Așa cum această eclipsă separă luna de soare, tot așa să se separe farmecele, blestemele, ghinioanele, nenorocirile și toate lucrurile necurate care sunt căzute asupra voastră, asupra familiilor voastre, pe cununile voastre, pe dragostea voastră, argint viu și tot ce aveți voi făcut să nu mai aibă leac pentru vrăjitoare care le-a făcut, să se dezlege acum aici cu puterea Universului, cu puterea acestei eclipse minunate, cu puterea întregii națiuni din univers, a îngerilor suverani din partea Universului, totul să se dezlege și bineînțeles cu puterea Domnului nostru Iisus Hristos, a Sfintei Fecioară Maria și a tuturor îngerilor din cer și de pe pământ, tot ce este rău lucrat asupra voastră, cu puterea acestei eclipse să se dezlege și să nu mai aibă leac asupra voastră, să aibă leac pentru vrăjitoarele care au lucrat și să se întoarcă tot împotriva voastră. Să ne rugăm Universului, să mulțumim pentru pâine, pentru viața care o avem, pentru sănătate și pentru tot ce ne dă, să mulțumim întregul Univers și creatorilor divini din ceruri pentru tot ce face pentru noi. Doamne ajută, Doamne miluiește, Doamne apără-ne de rău și fii cu noi și îndeplinește toate dorințele. Amin.